Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, astăzi suntem la episodul cu numărul 105 după câteva zile de pauză și chiar mă bucur să ne revedem pentru că mie îmi lipsește această chestie făcând aceste emisiuni de atâția ani și în fiecare săptămână venind în fața dumneavoastră de cel puțin două ori. Vă dați seama că pentru mine a devenit cu ghilimele de rigoare ca un drog și de cele mai multe ori aștept să ne reîntâlnim, să mai vorbim despre pariuri sportive și să vedem dacă până la urmă se mai poate câștiga ceva din acest joc. Poate în ultima perioadă nu m-ați mai văzut neapărat atât de activ cum o făceam altă dată sau nu mi-ați mai văzut trăirile atât de intense, dar cred că după o lungă perioadă de timp am înțeles și eu că până la urmă sănătatea e un pic mai importantă decât absolut orice și în ultimele zile, în ultima lună am început un proces din asta de vindecare pentru mine personală și să știți că nu mai pun atâta presiune pe umerii mei, dar îmi doresc ca despre dorul Crăciun să nu se vorbească la trecut și cred că încă mai am resursele necesare să vă ofer foarte multe bilete câștigătoare, doar că trebuie să mă obișnuiesc puțin în nou ritm și să-mi dau seama că unele meciuri și unele rezultate eu nu le pot schimba din fața televizorului. Vă spun cu toată sinceritatea, la unele meciuri am și renunțat să mă uit, mai ales la cele de pe cota 2 pentru că stresul era mult prea mare. Deja îmi tremurau foarte multe părți ale corpului, cu mâna stângă. Era așa un cumul de trăiri care în cele mai multe nopți mă depășea, nici nu mai reușeam să dorm și am lăsat-o puțin mai moale, dar cred că și în noua aventură, care pentru mine de acum va începe, cu mai puțin stres, cred că voi fi capabil să furnizez în continuare multe bilete câștigătoare. Și dar rămâneți alături de noi pentru că să știți că vom avea foarte multe lucruri de împărțit împreună atunci când vorbim de pariurile sportive. Un joc de cele mai multe ori, cum am spus eu, jucat de mulți, dar înțeles de puțini. Pentru că toată lumea vrea să câștige la pariuri, dar din păcate nu toți găsim rețeta câștigătoare sau nu vrem să o înțelegem. Ce s-a întâmplat în aceste zile? Câteva bilete câștigătoare, de exemplu, pentru că știm că e una dintre rubricile dumneavoastră preferate. Facem așa o încălzire ușoară, de exemplu, cu un bilet, fraților, în cotă 622. O să mă întrebați cum reușesc unii să facă o cotă de 622. Eu de asta am zis, domnule, gata, Dorule, sănătatea e pe primul loc, trebuie să-ți faci și tu o familie, că nu poți să înnebunești. Pentru că jucând de atâta timp, analizând atât de multe, având și câștiguri de poveste, am și cheltuit mai mult decât trebuia, dar m-am dat seama că acest joc n-are nicio logică. De ce spun asta? Pentru că dacă nu ai acel gram de noroc, acel gram de șansă, tu poți să urmărești sute de meciuri pe zi, să analizezi sute de partide, iar când tragi linia la final, vine unul care știe doi jucători dintr-o echipă, el îți face o cotă de 500, tu ai jucat o cotă de 1.83 formată din două meciuri și tu ai pierdut. Și atunci mi-am dat seama, bă, totuși ne confruntăm cu un joc care n-are logic, măcar dacă a jucat poker, da? Să-mi joc cărțile din mâna mea sau cărțile din mâna adversarului. Dar când în Germania, Macedonia de Nord se ratează penalti minutul 91 și 94, în Germania, Israel, tu jucând peste 2,5 goluri, 2-0 minutul 90, se ratează minutul 91 și 94, doar să fii prost, tâmpit la cap să-ți mai pui la suflet, să nebunești, Doamne ferește, să dai într-o semipareză ca să te trezești la 40 de ani vorbind singur pe străzi pentru că n-ai înțeles de ce ai pierdut cota 2. Băi, eu nu vreau să ajung acolo, vă spun sincer. Pentru că uitați, și acest bilet, jucat în 29 martie, fraților, pe terminalul Betoan, unde cotele sunt mereu de urmărit și apreciez jucătorii care au înțeles mesajul nostru, joacă pe terminalul Betoan din agenția Las Vegas, unde au cele mai mari cote de pe piață. Aici nu mai vorbim neapărat despre cote, pentru că a intrat un jucător care, atenție, a jucat 5 lei, pe 3 evenimente și a câștigat 3.112 lei. Biletul a fost pus în Botoșan, pe strada Bucovinei. Fraților, salutăm pe acel jucător dacă ne urmărește. A jucat oameni buni, vedem și biletul pe cele 3 meciuri din Cupa Australiei. Eu mi-am făcut cruce când am văzut acest bilet și am zis, bă, nu se poate, bă. Unde au ajuns pariurile astea? A jucat la primul eveniment de pe bilet Lions cu Brimabnik
doi solist. Știți ce cotă a avut acest meci la doi solist în Cupa Australiei? Repet, la doi solist. Cotă 46. Apoi a mai jucat un 1 solist și un sub 2,5 goluri. A avut cotă 46, 3,90 și 3,47. Și când văd astfel de bilete, rămâi perplex așa și chiar nu mai reușesc să înțelegi pentru numele lui Dumnezeu absolut nimic. O cotă 622 a intrat, a aruncat 5 lei, a luat 3112 lei. Frumusețea jocului, fraților. Aceasta este frumusețea jocului. V-am zis, am jucat Germania-Israel, 2-0 în 90, două penaltiuri ratate într-un interval de 4 minute. Ratează Müller și apoi un jucător de la Israel. Bă, nu se poate așa ceva. Andrei Belciuc, pe comunitatea noastră Doru Crăciun, iată încă un motiv pentru care trebuie să ne urmăriți și să ne trimiteți cerere că vreți să intrați în comunitatea noastră și dacă respectați anumite standarde, suntem aproape 12.000 de persoane și voi puteți să faceți parte din comunitatea Doru Crăciun de pe Facebook, acolo unde se împart zilnic sute și sute de păreri, zeci și zeci de bilete. A venit Andrei Belciu, care și pe baza unei documentații de câțiva centimetri buni ne-a lăsat câteva informații despre un bilet pe șah și un câștig extrem de frumos care se putea obține de pe urma acestui combo, format din trei evenimente. Atenție, a jucat pe șah, repet, deci gambetul de damă, dacă n-ați văzut filmul pe Netflix, vi-l recomand. A jucat Victorie Nakamura, fraților, la cote 3.50, atenție, și documentându-se și spunându-ne de ce Nakamura trebuie să-l învingă pe Oparin la cotă 3.50 pe șah. Absolut genial. Genial un astfel de jucător. Apoi ne-a explicat de ce Vitukov cu Anis Giri trebuie să facă remiză în șah, fraților, la cotă 1.50. Iată că și bookmakerii se așteptau, anticipau și ei remiza, anticipat-o și Andrei și a ieșit acest bilet. Și apoi ne-a mai explicat de ce Levon Arnonian trebuie să-l învingă pe Espinenko, vorbim de șah, la cote 3. Și s-a întâmplat și a câștigat acest bilet. El a jucat 35 de lei, a câștigat 551 de lei. De multe ori am spus, mai puțin contează suma plasată, câștigul. Ce e pe bilet pentru noi contează, pentru că noi putem să copiem aceste ponturi și putem să noi și câștigăm. Andrei, ai tot respectul nostru, felicitări, frumos, și documentația ta, modul în care ne-ai sătui să jucăm acest bilet. Iar pe pontul nostru, cum trebuie, bineînțeles că în ultimele zile a fost activitate. Uneori câștigi, alteori mai pierzi, cum e zicala din pariuri care pe mine mă distrează. Papillon, de exemplu, Papillon, îmi cer scuze domnului care mereu mă corectează. Papillon, miercuri seara în Arabia Saudită, a găsit un meci senzațional. L-a jucat în peste 2,5 goluri. Gabriel Robert l-a ascultat. L-a ascultat alte zeci și alte sute de persoane. Noi am ales să vă prezentăm doar acest bilet jucat în 60 de lei. Cota 2 a lui Papillon, peste 2,5 goluri, atenție, golurile marcate minutul 45 plus 2, 49 și 53. În multe meciuri din minutul 13 nu se mai marchează niciun gol atunci când peste 1,5 goluri, în alte partide ai minutul 45 plus 2, 49 și 53. Zilnic, fraților, ne găsiți pe contul nostru.ro, să vorbesc mai puțin mai târziu despre acest lucru și despre surprizele pe care vi le pregătim. Noi ne mutăm acum atenția către acest episod. Nu uitați, dacă jucați biletele mele pe platforma online Las Vegas, în secțiunea ponturile zilei, pe fiecare bilet plasat veți obține un bonus în plus, un bonus de la 8% până la 10%. Deja sunt plasate în secțiunea ponturile zilei câteva bilete pe care le voi juca în perioada următoare și pe care puteți primi anumite bonusuri. Apoi a fost turneul Cupei Mondiale cu premii de 5.000 de roni. Se termină în această seară pe lasvegas.ro. Au fost premii puse în joc și încă sunt de 5.000 de roni. Clasamentul este pe site. Eu țin să-i felicit pe cei care au participat și cei care mi-au ascultat îndemnul și au intrat în această competiție și au pus mâna pe niște bănuți frumoși. Felicitări și celor care au câștigat freebet-ul de 25 de lei pe România-Grecia și Israel-România, ghicind scorul corect, concursul a fost pe pagina de Facebook Las Vegas. Tot pe Las Vegas, un nou joc de la AGT pentru cei pasionați, 20 Golden Coins. L-am jucat ieri puțin, de vreo 150 de lei, am dat câteva mâini. Fructe, apar niște jetoane, le puteți colecta cu un purceluș. Pentru pasionați de senzații tari, bineînțeles, vă invit să vedeți 20 Golden Coins. Și a început și Jokers Weekend, turneul cu premii de 10.000 de roni.
e deja postată chiar pe homepage, pe lasvegas.ro. Premii de 10.000 de lei, primul loc 4.500 de lei, locul 2 2.000 de lei, locul 3 1.000 de lei. Locurile 16-25 se plătesc de asemenea, aveți toată grila de premiere pe lasvegas.ro. Înscrierea este gratuită, se poate face pe durata turneului. Criteriul de departajare este multiplicatorul de câștig și vă explic exact ce înseamnă regulile concursului. Membrii înscriși la turneu încep să adună puncte din momentul plasării primului pariu valid în perioada de desfășurare a turneului live. La final, bineînțeles, se face clasamentul, un clasament care se actualizează la 5 secunde, iar cine adună cele mai multe puncte câștigă premiile puse în joc. Iar acum, fraților, rămânem puțin pe lasvegas.ro și m-am uitat peste ofertă. Am văzut o serie de meciuri pe care probabil foarte mulți dintre noi vor paria și dacă aveți nevoie și de o părere de la mine, iată. Avem sâmbătă un Manchester United Leicester. Atenție la această partidă. Chiar dacă nu joacă Vardy, un Madison, un Iheanacho, oricând Leicester poate marca pe Old Trafford. Nu subestimați echipa lui Brendan Rodgers. Oaspeții marchează, este recomandarea mea pentru Manchester United Leicester la cota 1.53. Avem voluntari Farul. M-a surprins că Farul e favorită la voluntar. Dacă nu vor fi pe aici și pe dincolo, înțelegeți, ia-ți o ție de mie. Eu cred că voluntar nu poate să piardă. 1x la cota 1.61 pe lasvegas.ro e de luat pe unele bilete. Dortmund Leipzig. Și m-aș îndrepta atenția către clasicul, ambele marchează. Un eveniment pe care l-am jucat și la cota 2 și o să-l mai analizăm puțin și acolo când ajungem 1.49. Avem Lazio Sassuolo, ambele marchează 1.53, echipa lui Sarri vine după umilința cu Roma. Sassuolo, formația care poate să marcheze oriunde în Serie A. Iar la Celta cu Real Madrid, fraților, la cota 1.52, vă recomand să-l jucați 2-4 goluri cu mențiunea. Săptămâna viitoare avem Champions League, avem și Chelsea Real Madrid. Atenție la meciurile care sunt angrenate și în cupele europene. Să vedem ce va fi pe Balaidos, un meci greu pentru Real Madrid, eu le iau în 2-4 goluri. Apoi duminică, FCSB CSE Universitatea Craiova, 2-4 goluri. Atenție pe lasvegas.ro la 2-4 goluri, cota 1.60. Craiova are și ea valoare în atac și FCSB arată bine, e posibil să avem un meci cu goluri. Barça Sevilla sub 3,5 cornere, oaspeții am găsit o recomandare interesantă, 1.57. Atalanta Napoli cel puțin o repriză, 1.52x. Juventus Inter 1x, 1.56, nu o văd pe Inter câștigând la Torino. Și Tottenham Newcastle duminică, l-am luat oaspeții marchează, atenție la 1.71, Newcastle vine după două deplasări consecutive în care n-a marcat, coțofenele cred că vor puncta pe terenul celor de la Spurs. Așadar, 10 recomandări pe cele mai jucate meciuri ale weekendului, dacă vreți să țineți cont de ele. Acum ne mutăm atenția pe cota 2 de vineri, haideți să vedem primul bilet din această emisiune. Uneori joci după analiză, uneori joci după inspirație, uneori joci după alte informații pe care le găsești pe diferite site-uri, dar în cele din urmă, cred că până la urmă tot inspirația ta contează și gramul de noroc din teren. De asta am luat, atenție, Chindia Dinamo oaspeții marchează, 1.70 este cota pe lasvegas.ro și un meci din basket, Anadolu Efes cu Alba Berlin, 1 solist la 1.20, meci din Euroliga. Chindia Dinamo. În primul rând, fraților, echipa lui Uhrinda are probleme medicale. O formație care nu prea a marcat în deplasări, cea mai slabă ofensivă posibilă, cea mai slabă echipa lui Dinamo din ultimii ani. Băi, joacă cu Chindia. Joacă cu Chindia, atenție. Orice echipă din Liga 1 în 90 de minute poate să marcheze în poarta Chindiei. Se pot întâmpla atâtea în 90 de minute. Apoi ai cota 1.70. Pe minimum gol în meci, bă, un penalti la 3-0 pentru Chindia, cum am spus de atâtea mari de ori, o minge deviată, un gol poate să-ți vină la un singur șut pe poartă. Când ai o cotă de 1.70 la Chindia Dinamo, oaspeții marchează, bă, e păcat să nu joci, e păcat să nu joci. Asta e părerea mea. Iar dincolo, Anadolu Efes cu Alba Berlin, Anadolu Efes a fost măturată de Milano în ultimul meci acasă. Până la urmă, vorbim de campioana Europei, nu cred că poate să piardă și cu Alba Berlin, ar fi o nesimțire mult prea mare. Așa arată biletul în cotă 2 de vineri, apoi cotă 4.86 pe vineri. Fraților, haideți să vedem o altă variantă de bilet. Mâine seara, așadar, avem Union Berlin cu Köln. Oaspeții marchează la cotă 1.38, atenție la țapi, atenție la Köln, o echipă care
a tot înscris prin deplasări, merge la Union Berlin într-o perioadă a campionatului și o formă excelentă, cred că Kion va marca la Union Berlin. Noi avem Berșot cu Club Ruj, meci de goluri, l-am luat gol în ambele reprize și sper că am făcut alegerea corectă la cote de 1.50. Apoi avem Dresda cu Schalke, între 2.5 goluri la cotă 1.36. Braga cu Benfica, între 2.5 goluri la cotă 1.36 și Juniors cu Horn, gazdele marchează la cotă 1.27. Sunt 5 evenimente pentru o cotă totală 4.86. Haideți să ne mutăm un pic atenția pe ziua de sâmbătă și să vorbim despre cota 2. Vă spuneam și cred că acest meci este cel mai periculos de pe bilet, Dortmund cu Leipzig. Ambele marchează cotă 1.49. La Dortmund cel mai probabil Kevin Holland va fi titular. Leipzig va ataca cu golgheterii din acest sezon. Nkunku este anunțat titular. În atacul celor de la Leipzig va fi și Andre Silva, împreună au măcar 25 de goluri. Erling Haaland pe teren, Royce pe teren, 25 de goluri au cei doi jucători împreună. Am jucat Dortmund-Leipzig, clasicul, ambele marchează la cotă 1.49. Lazio cu Sassuolo, peste 1.5 goluri, cotă 1.17. Și Burnley cu Manchester City, 2 solist, 1.22. După isprava cu Crystal Palace, nu cred că cetățenii pot pierde puncte și la Burnley, mai ales că Liverpool o poate devansa în cazul unei victorii cu Watford. După cota 2 pe sâmbătă, mergem la cotă 6.69. Avem Hoffenheim-Bochum, poate surprinzător, mai schimbăm puțin strategia, 1 solist, 1.51, voluntar farul, vă spuneam, 1x la cotă 1.61. Chelsea cu Brentford, derbiul din vestul Londrei, nu? 1 solist, 1.34. Atletico cu Alaves, 1 solist, 1.37 și Lazio cu Sassuolo, l-am forțat și aici, gol în ambele reprize, 1.50, sper că nu m-am înșelat. Sunt doar 5 evenimente pentru biletul în cotă 6.69 pe sâmbătă, apoi acțiunea se duce pe ziua de duminică, unde cota 2 am jucat exclusiv pe goluri, haideți să vedem biletul. Avem Valencia cu Cadiz, peste 1.5 goluri, 1.46 și FCSB, CSE Universitatea Craiova, peste 1.5 goluri, cotă 1.4. Cum să nu joci, fraților, acest bilet? Pe Mestalia, Cadiz, pot să țin cu Cadiz cât pot în acest meci, pentru că eu cred că oaspeții pot marca. Valencia poate da 2 goluri. FCSB, Universitatea Craiova, cum să nu joci în peste 1.5 goluri la cotă 1.40, nu am stat pe gânduri. Eu cred că poate fi meci de GG, ai gol în prima repriză, vom vedea reușite și în partea a doua. Am jucat cota 2 duminică exclusiv pe goluri. Din atâtea partide, bineînțeles, puteți încerca și altceva. Apoi, tot pe duminică, bilet în cotă 5 și 18, format din 5 evenimente. Avem Betis Osasuna 1x la cotă 1.22. Gladbach cu Mainz, peste 1.5 goluri 1.26. Juve cu Inter 1x 1.56. Atalanta-Napoli x cel puțin o repriză și poate că Lyon mai bate în sfârșit pe cineva în acest sezon. Am jucat unul solist la 1.42. Osasuna nu bate la Betis, părerea mea. Gladbach, Mainz, n-a stat mult pe gânduri. Juve-Inter, nu bate Inter la Juve. Iată că o echipă care a condus mult clasamentul în acest sezon de Serie A, Inter, și era mereu acolo dintr-o dată, s-a trezit pe locul 3 și are mari probleme echipa lui Inzaghi. Atalanta-Napoli. Eu nu știu dacă Napoli pierde la Bergamo, dar cel puțin X cred că vom vedea într-una din reprize. Iar Lyon-Angers, amă Lyon, tată. Măcar acum o victorie. Apoi, biletul de weekend pe sâmbătă și duminică avem în cotă 15.55. Apoi ne mutăm atenția către bonusul dublu. Începem cu biletul pe sâmbătă și duminică. Da, așa, un bilet mai curajos care cu siguranță va fi jucat de mulți oameni, mai ales că e în 15.55 cota. Am făcut o selecție din ce am jucat până acum și mici modificări pe la unele evenimente sau unele partide care apar în plus pe bilet. Avem Dortmund Leipzig, primul meci. Merg pe ambele, marchează 1.49, victorie City la Burnley, victorie Chelsea, victorie Atletico Madrid la FCSB cu Craiova, meci jucat duminică, l-a luat în peste 1.5 goluri, Betis 1x. Și aici vin noutățile față de ce am discutat până acum, Basel Young Boys, clasicul, peste 2.5 goluri, 1.51. Gen cu Jupen 1 la 1.39 și Sampdoria Roma, de multe ori m-a faultat Mourinho în acest sezon, sper să nu o facă și acum. Sampdoria Roma peste 1.5 goluri la cotă 1.30. În 2, 4, 6, 8, 9. N-am forțat cu cote mari, de încercat astfel de bilete,
o miză de maxim 100 de lei, eu zic că e suficient. Avem și bonus dublu în cote de 537, cu 25 de ron puteți să faceți 25.611 ron, dar până atunci aș vrea să vă reamintesc că în weekend și pe durata următoarelor zile cu siguranță ne vedem și pe pontul nostru.ro. Avem și am pregătit multe chestii tari pentru acest weekend, bineînțeles vom face și acolo un bonus dublu. Papillon, Jojo, Florin Vintilă vor veni cu biletele lor. Ne-am propus să venim și cu niște recomandări în plus față de voi și atenție, de mâine o să găsiți și câteva promoții exclusive pe site-ul nostru, una dintre ele va fi oferită de platforma lasvegas.ro. Veți avea 250 de rotiri gratuite doar la înregistrare, nu trebuie să depuneți absolut nimic dacă vă înregistrați prin linkul nostru de afiliere pe lasvegas.ro. Începând de mâine o să vedeți că aveți 250 de rotiri gratuite începând de mâine, că e 1 aprilie. V-am zis, încercați-vă norocul, mai ales că nu vă costă nimic, chiar nu aveți de ce să fiți supărați, doar trebuie să vă înregistrați pe lasvegas.ro prin linkul nostru de afiliere. Și acum să nu rămânem dator cu bonusul dublu, 20 de evenimente, marele meu vis, bonus dublu și apoi mă retrag. Începe cu Burnley, Manchester United 2 și 2 plus, cotă 1.37, United cu Leicester între 2.5 goluri, 1.32, Atletico Madrid cu Alaves 1 la 1.37, Hoffenheim cu Bochum, pauză sau final 1, Dortmund Leipzig, ambele marchează sau peste 2.5 goluri, Lazio cu Sassuolo, ambele marchează sau peste 2.5 goluri, Salernitana cu Torino peste 1.5 goluri, Sparta Praga cu Banik Ostrava 1, pauză sau final, Zurich cu Grasshoppers între 2.5 goluri, 1.35, Tottenham Newcastle între 2.5 goluri, 1.37, Gladbach Mainz între 2.5 goluri, 1.35, Juve cu Inter 1x, Lyon Angers 1, Pilsen cu Slavia Praga X2, Basel Young Boys peste 2.5 goluri și apoi avem câteva partide cu interval goluri, West Ham Everton între 2.5 goluri, Augsburg Wolfsburg, aici l-am luat simplu peste 1.5 goluri, Lille Bordeaux între 2.5 goluri, Metz Monaco între 2.5 goluri și Aalborg cu Copenhaga între 2.5 goluri. În total 20 de evenimente, vă spuneam, cu 25 de lei am făcut o simulare, 25.611 ron. Sper să saburați, fraților, acest episod, să ne fie ponturile și munca noastră de folos. Ne revenim la începutul săptămânii viitoare, pe luni, până atunci toate cele bune, atenție, cum jucați și pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro.